Salut! Astăzi o să vorbim despre conceptul muncă. Muncă este un concept despre care pe care eu l-am mai abordat și în alte ocazii. Am aici o listă cu paginile mele în ordine cronologică pe care le-am creat și pe care le creez. Astea sunt de anul ăsta, din 2023. Dar am o altă listă care este așezată nu în ordine cronologică, ci în ordine alfabetică. Și aici am un link, spre exemplu, către o pagină de-a mea despre care tratează despre conceptul muncă. Încă din 13 aprilie 2019 și dacă iau de aici linkul, ăsta, URL-ul, și îl pun undeva pe aici, să zicem aici, ca să nu mai deschid încă o pagină, dăm așa un Enter și ajungem aici la pagina mea. Pagina asta a mea, muncă, are foarte multe pagini are multe subpagini pe care le-am creat eu. Toate acestea sunt pagini create de mine. Eu știu câte mai sunt. Dar dacă chiar aș vrea să aflu, mă rog, e mai complicat. Ar trebui să îi dau numărătoarea automatică și s-ar număra până pe aici. Pe urmă, ar fi un pic mai complicat. Dar ce vreau eu să spun? Da. Despre conceptul trabajo desambiguación, este aici, da, am început aici, deci atunci în 2019, dar văd că n-am făcut mare lucru. A, da, uite că am făcut. Da. Da. Și aici sunt niște considerații de ale mele, mai multe. Da. Dar ce vreau să spun? Deci îl mai abordasem. Acum l-am abordat într-o altă pagină de-a mea. Aici. Într-un site mai nou și aș fi vrut, nu mai știu în ce text, ce text compuneam și îmi trebuia cuvântul muncă, îmi trebuia un link pentru cuvântul muncă și găsesc pagini pe care le relaționez cu cuvântul muncă de mai multe feluri. Muncă din punctul de vedere al economiei, muncă din punctul de vedere al sociologiei. Da. Eu am tradus în limba română, nu mai știu pe care, asta? Nu, asta încă nu are traducere în limba română. Eu l-am tradus pe care? Trabajo sociologia.
Asta nu l-am tradus eu, aici este un ciot făcut de cineva. Cine l-a făcut aici? Un ciot făcut de cineva încă de prin 2007. Cineva care scrie sub Nike-ul Arado. Arado. Da, mie mi se pare foarte puțin, foarte puțină informație pe care o are la dispoziție utilizatorul de limbă română despre conceptul muncă și atunci încerc să fac un fel de tot din aceste subconcepte, să fac un concept, să le pun pe toate la un loc și să fie toate sub denumirea muncă. La spaniol așa este, sub denumirea trabajo, le găsim pe astea toate, pe acestea de aici, acestea de aici. Acestea, pe acestea le-am luat și eu și le-am pus la mine în pagină, așa cum se vede aici. Ăsta este textul pe care l-aș avea de tradus de acolo din pagina de Wikipedia. Și l-am pus la mine aici în două coloane. Și într-o parte și în alta e același text. Dar de ce? Ca să fac, să trec acum pe pagina pe care se editează. Și ce să fac aici? Să fac tot textul ăsta din prima coloană, să-l fac roșu. Fac așa de culoare roșie, dar în momentul în care l-am făcut roșu, nu se mai văd link-uri. Și atunci eu acum le redau culoarea albastră termenilor care sunt link-uri în text, care sunt, și le redau culoarea albastră și pe culoarea roșie mi se pare mie că ies mai bine în evidență. Nu doar că mi se pare, dar așa și este, nu? Să vedem aici. Bine, nu o să stau acum să pun culoare la toate astea, că trece timpul și am foarte puțin timp. Dar așa o să fac până sus. Ce am făcut eu? Am observat că lipsesc foarte mulți termeni care nu sunt adăugați aici, despre care eu știu, am lucrat pe ei și unele le-am tradus eu în limba română, unele le-am tradus în limba română și mi le-au eliminat administratorii de acolo, de Wikipedia în limba română. Na, fiecare cu optica lui, fiecare apără ceea ce știe el, ceea ce îi se pare lui că este corect. Eu văd lucrurile dintr-o optică, să zic așa, amestecată română-spaniolă și alții văd din punct de vedere românesc și ne ciocnim între noi, probabil cu bună intenție și cu bună intenție toată lumea, dar vedem lucrurile diferit. Așa, eu încerc să, acum ce o să fac eu? O să deschid în Wikipedia aici și o să introduc termenii ăștia care nu sunt. Adică o să contribui eu la Wikipedia în limba spaniolă ca să am după aceea, după ce traduce, după ce face, după, să am un model, un patron sau un prototip, cum să zic eu,
după care un original după care să fac o copie în limba română, dar să fie un original mult mai bogat decât ăsta. Deci acum avem așa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 articole la care se face referință. Și eu am să mai adaug aici încă, ia să vedem câte, încă 22, dar ăsta să scade, că ăsta nu e, ăsta este în limba română, este omonimul lui Trabajo Decente. Ia să văd dacă mai e vreun. Ăsta, Muncă Informală, este omonimul lui Trabajo Irregular, dar pe ăsta mi l-au eliminat în limba română administratorii de pe acolo. Cam așa, ar fi vreo 20, pe care, vreo 20 de articole pe care trebuie să le adaug celor care sunt deja. Ia să fac eu aici o sub. Nu, dacă dau numărătoare aici. Am un pic să fac așa o numărătoare. Așa, îi dau aici o numărătoare. Și vine așa, ăsta 1. Ăsta 1. Ăsta 1. Da, sunt 17 la ora actuală și eu am să mai adaug încă 20 dacă o să am timp. Deci cum fac? Mă duc aici. Nu cred că o să am timp, că o să-mi iau urmă în timp. Ia. Și dau aici editar. Acum nu știu dacă nu o să se supere spaniolii dacă eu introduc atâția termeni care nu sunt. Și hai să mă duc la mine aici. Și să văd prima dată. Deci, derecho al trabajo. Derecho al trabajo o să-l introduc aici. Derecho del trabajo. Derecho al trabajo. Aici e o complicație, e foarte greu de tradus în limba și în limba română. De la derecho del trabajo la derecho al trabajo. Amândouă s-ar traduce dreptul muncii. Dar acesta cu derecho al trabajo este de fapt dreptul de acces dreptul de acces neîngrădit la ocupație profesională. Deci aici derecho al trabajo. Ce fac eu acum? Duc aici și ești ăsta de aici. Și mai este și derecho al trabajo în Spania. Derecho al trabajo en España. Virgulă. Și aici tot la fel. Merg la link-ul ăsta și vedem că a ieșit aici pagina de adăugat. Bun. Ah, să le fac mai groase, ca să fie la fel ca celelalte. Fac așa. Negrița și încă una. Da.
Bun, și acum. Hai să mi le notez pe ceva. Deci astea. Hai să mi le notez pe ceva, că îmi trebuie pe urmă să le știu, să știu ce am introdus eu. Și hai să zicem aici. Așa. Și acum o să încerc să adaug în ordine alfabetică aici. Deci, trabajo economia, trabajo manual, unde ești, mă, Bobiță? Trabajo manual, parcă l-am văzut pe aici, pe la mine. Trabajo manual. Deci ăsta deja este băgat în povestea acolo, așa că îl iau de aici. Și îl pun un pic mai jos. Că am greșit, n-am văzut că era deja și la mine și la ei. Și mă duc înapoi. Ăsta îl iau. Pe ăsta de aici și îl trec aici deasupra. Îmi stric un pic socotelile, da. Na, cum fac eu acum să... Asta să-l pun aici deasupra. De ce să-l pun aici? Pentru că l-am introdus deja și... Bun, acum, teletrabajo. Teletrabajo. Unde să-l introduc eu? Trabajo fizica, trabajo escolar. Unde să-l introduc eu? Teletrabajo. Mă, să putea să nu faci o de asta. Putea să nu faci o prostie. Deci unde să-l introduc eu? Să-l introduc teletrabajo. Nu, hai să-l mai las. Adică mi-am făcut de lucru aici. S-a separat. Trabajo abstract. Hai să-l introduc pe asta. Trabajo abstract. Uite cum mi-am făcut de lucru. Trabajo abstract. Trabajo abstracto. Nu trebuie să încep că o să-mi ia foarte mult timp și
A, dar nu-i dau să se publice. Dar dacă nu-i dau să se publice, le pierd. N-are nimic, să pierde, să pierde. Hai să vedem. Deci, trabajo abstracto. Vedem noi că este vorba de acesta. Și dacă dăm un click pe el, se deschide așa. Și este concepto, es una categoría central en el capital de Marx, con la que se pretende señalar que así como en la mercancía están contenidos. O fi mult text pe care îl pun acum. Dar ce am observat? Eu am observat că acolo nu se pun și link-uri. Da, nu se pun și link-uri. Deci ar trebui să îl pun așa gol de link-uri. Și să aibă omul aici o primă informație. S-ar părea că e un pic cam lungă, dar iasă. Trabajo abstract. Facem așa mai gros, ca să fie la fel ca celelalte. Este conceptul. Es una categoría central. Să sperăm că e bine așa. Că nu e prea mult. Bun. Și acum. Asta de aici. Le iau și îl pun deasupra ca să știu că l-am adăugat deja. Și mai dau un trabajo colaborativ aici. Mai da, am făcut exact ce nu trebuia să am. Deci, trabajo colaborativ. Trabajo. Eu încerc să țin ordine alfabetică, colaborativă. Asta în cadrul trabajo economia. Sociologia. Poate mai mă ajută un coleg spaniol, că nu prea știu eu cum, unde să le dispun aici. Deci, trabajo colaborativo. Să le închid asta.
Trabajo abstracto și trabajo colaborativo. Bun, și acum îl iau și pe asta de aici și îl urc deasupra. Și mi s-a terminat timpul și nu am apucat să arăt nimic. Am înfruntit și videoul și editarea și ia să vedem noi. Trabajo decente. Deci, trabajo decente. Aici. Trabajo decente. Asta i-a schimbat și lui ăsta numele, spaniolii. Între timp, de când n-am mai vizitat eu, deci, trabajo decente, ăsta este. Și el conduce la... conduce la... la pagina Trabajo Decente, dar aici se redirecționează la Trabajo Digno, așa îi zice acum. Așa, hai să-l descarc de link-uri. Îl pun aici să se descarce de link-uri. Și să scriu aici Trabajo Decente. Și chestia asta să o pun. Deci, n-am timp să... n-am timp să... să-l definitivez și n-are rost să... să public și pe urmă să mai revin și să public. Mai bine iau astea de aici așa. Mi le păstrez la mine aici. Și le face pe urmă, dar nu o să mai am posibilitatea să mai filmez. Asta e. Ghinion. Da, o să fac fără camera de luat vedere. Deci acum, dacă îi dau să ies afară de aici, o să mă întrebe, zice că pierd. Și zic descartar ediciones și gata, el rămâne curat cum a fost înainte de a încerca eu să-l traduc. Gata, mă opresc și o să continui eu. Îmi pare rău că n-am avut timpul necesar să arăt mai nimic din ce urmează să fac. Poate pe altă dată, la revedere!